Avocado News, jurnal pentru copii. Avocado News, jurnalul elevilor de la Școala TV Dicție.ro. Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Începe Avocado News, jurnalul construit de elevii Școlii TV Dicție.ro, special pentru cei mici. Dar pot rămâne și părinții sau bunicii la televizor, nu ne supărăm. Iată principalele titluri. La ce vârste sunt oamenii cei mai fericiți? O echipă de cercetători europeni a aflat răspunsul la această întrebare și captură impresionantă. Un pescar din Alaska a prins un pește cu carne albastră, iar scheletul unui exemplar de camptozaur denumit Berry va fi scos la licitație pentru 1 milion de euro. Vă propun să începem! Agenția Spațială Americană a adus pe Pământ cea mai mare mostră prelevată de pe suprafața unui asteroid. Misiunea a durat 7 ani. Are detalii colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Andy Crăciun. Bună ziua, Andy! Bună ziua, Larisa! În timpul unui survol al Pământului, nava spațială Osiris-Rex a eliberat capsula cu eșantioane de pe asteroidul Bennu, aflat la o distanță de 100.000 de kilometri. Mostra de asteroid adusă din spațiul cosmic a aterizat în deșertul american Utah, în timp ce nava care a transportat-o și-a continuat călătoria spre un alt asteroid. Inginerii estimează că recipientul conține aproximativ 250 de grame de material de pe Bennu. Recuperarea capsulei încununează cu succes o misiune de 7 ani a NASA, care a costat $1 miliard. Nava mamă Osiris-Rex a plecat în 2016 în misiune către asteroidul Bennu. A ajuns acolo 2 ani mai târziu, în 2018. 2 ani mai târziu, în 2020, și-a încheiat misiunea de prelevare și a plecat din nou spre Pământ. Compania Sony vine cu un nou proiect promițător. Va lansa un PlayStation portabil. Acesta ar putea intra pe piață până la finalul anului. Are detalii colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Eric Dinu. Bună ziua, Eric! Bună ziua, Larisa! Dispozitivul poartă numele de PlayStation Portal și le va permite utilizatorilor să transmită jocurile prin Wi-Fi, oferind un ecran LCD de 8 inci cu o rezoluție de 1080p care rulează la 60 cadre pe secundă. E nevoie de o conexiune Wi-Fi de cel puțin 5 MB pe secundă, dar Sony recomandă 15 MB pe secundă pentru cele mai bune rezultate. După mai multe teste, nu a fost raportată nicio întârziere vizibilă, ceea ce este ceva extrem de important, deoarece jocurile flux prin Wi-Fi pot fi uneori nesigure. Bateria ar putea avea o durată de viață cuprinsă între 7 și 9 ore. PlayStation Portal ar putea fi lansat până la finalul anului la un preț de $200. Scheletul unui exemplar de camptozaur denumit Berry va fi scos la licitație. Acesta ar putea costa 1 milion de euro. Are detalii colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Nicolas Parichi. Bună ziua, Nicolas! Bună ziua, Larisa! Berry, scheletul de camptozaur vechi de 150 de milioane de ani, va fi scos la licitație. Camptozaurul a fost descoperit în anii 1990 în statul american Wyoming. A fost numit Berry după Berry James, paleontologul care l-a găsit. Se crede că acesta are unul dintre cele mai complete cranii descoperite vreodată în cazul unui dinozaur. Se așteaptă să fie vândut cu peste 1 milion de euro, transmite BBC. Licitația va avea loc la hotelul Drew din Paris pe 20 octombrie. Berry datează din perioada Jurasicului Târziu și măsoară 2,1 metri înălțime și 5 metri lungime. Arheologii au descoperit încălțămintea unui copil din antichitate. E vorba de un pantof care s-a păstrat intact cu tot cu șireturi mai bine de 2000 de ani. Mai multe ne spune colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Vlad Goța. Bună ziua, Vlad! Bună ziua, Larisa! Pantoful din piele de mărime 30 ar fi fost fabricat cel mai probabil în secolul al II-lea, potrivit Muzeului de Cercetare pentru Georesurse din Bochum, Germania. Obiectul antic a fost descoperit de arheologi din Nürnberg la un sit minier cunoscut pentru rocile de sare pe care le conține și care este exploatat încă din perioada epocii fierului. Motivul pentru care pantoful s-a conservat atât de bine cu șireturile intacte este existența sării din mină.
captură impresionantă. Un pescar din Alaska a prins un pește cu carne albastră. Natura este incredibilă, a exclamat el. Detalii are colega mea de la școala TV Dicție.ro, Amelia Flintoacă. Bună ziua, Amelia! Bună ziua, Larisa! Un pescar din Alaska a postat pe Facebook și Instagram imaginile unei capturi rare. Este vorba de un pește negru cu portocaliu, care avea carne albastră. Am fost azi la pescuit și am prins un grinling de stâncă, a scris Joe. Grinlingul de stâncă, denumit oficial Hexagramos lagocephalus, este un pește marin găsit pe coasta de nord a Pacificului, din California până în Alaska. Are sorzi închiși la culoare și un model pătat, care poate fi roșu, maroniu, portocaliu sau verde, pentru ca peștele să se camufleze cu mediul înconjurător. Oamenii de știință nu sunt siguri care este motivul pigmenților de culoare în țesut, însă știu că acest colorit apare pentru că specia produce biliverdină, o secreție verde. La ce vârste sunt oamenii cei mai fericiți? O echipă de cercetători europeni a aflat răspunsul la această întrebare. Oamenii de știință au urmărit, într-un amplu studiu la care au luat parte aproape jumătate de milion de oameni, modul în care evoluează starea de bine pe parcursul vieții. Mai multe ne spune colega mea de la școala TV Dicție.ro, Cristina Ghiță. Bună ziua, Cristina! Bună ziua, Larisa! O echipă de cercetători de la universități europene a realizat un studiu care a evaluat starea de bucurie de-a lungul anilor. Concluziile au fost publicate recent. Iată! S-a constatat că satisfacția în viață scade între 9 și 16 ani, apoi crește din nou ușor până la vârsta de 70 de ani. Potrivit echipei, scăderea satisfacției în viață între 9 și 16 ani poate fi atribuită schimbărilor semnificative ale corpului și ale vieții sociale. După acest punct, satisfacția vieții a scăzut din nou până la vârsta de 96 de ani. Stările emoționale negative au fluctuat ușor între 9 și 20 de ani, apoi au scăzut până la vârsta de 60 de ani, înainte de a crește din nou. O construcție hexagonală unicată în lume a fost descoperită în Kazakhstan. Seamănă cu o piramidă, iar oamenii de știință spun că niciodată nu a fost descoperit un astfel de monument hexagonal. Știe mai multe colega mea de la școala TV Dicție.ro, Adelina Preda. Bună ziua, Adelina! Bună ziua, Larisa! Arheologii spun că au descoperit o piramidă hexagonală. Deși din punct de vedere matematic, o piramidă nu poate avea forma hexagonală. Este vorba despre o construcție cu rol funerar de acum 3800 de ani, cu o înălțime de circa 3 metri. Interesant este că piramida kazahă este singura de acest fel în lume, un unicat chiar și printre celelalte clădiri contemporane din zonă. Conform declarațiilor oficiale, pe pereții clădirii apar petroglife zoomorfe care ilustrează cai sau cămile. Chiar dacă monumentele din zonă sunt cercetate arheologic încă din anul 2014, în cazul de față săpăturile sunt încă la început, așa că mare lucru nu știm despre ce se află acolo. Un misterios obiect auriu a fost găsit pe fundul oceanului în apropiere de Alaska. Descoperirea îi intrigă pe oamenii de știință care nu cunosc foarte multe detalii despre originea obiectului. Are amănunte colega mea de la școala TV Dicție.ro, Violeta Ostaciuc. Bună ziua, Violeta! Bună ziua, Larisa! La o adâncime de aproximativ 3300 de metri, un robot lichidat echipat cu o cameră de luat vederi a dat peste un obiect auriu strălucitor, cu un diametru de aproximativ 10 cm. Era lipit în mijlocul unor roci. Echipa de oameni de știință a adus obiectul marin neidentificat la suprafața navei. În aer liber, potrivit fotografiei, se poate vedea un obiect bombat strălucitor care încape într-o singură mână. Încă nu suntem în măsură să o identificăm, știm doar că are o origine biologică, spune unul dintre oamenii de știință. Mai mulți scriitori americani dau în judecată OpenAI. Printre aceștia se numără și George R.R. Martin, autorul din spatele Game of Thrones. Acuză compania că s-a folosit pe nedrept de munca lor pentru a antrena ChatGPT. Ne spune mai multe colegul meu de la școala TV Dicție.ro, Luca Sordu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Larisa! Cea mai veche și cea mai mare organizație profesională pentru scriitori din Statele Unite acuză OpenAI că și-a antrenat ilegal chatbotul folosindu-se de operele mai multor cunoscuți autori americani, printre care și George R.R. Martin, autorul seriei A Song of Ice and Fire, care a stat în spatele serialului Game of Thrones. Organizația argumentează că seturile de date folosite pentru antrenarea chatbotului
includ texte și citate din cărțile autorilor ce ar fi putut fi preluate din surse care la rândul lor au piratat operele scriitorilor. OpenAI și celelalte companii din domeniul dezvoltării inteligenței artificiale date, în judecată, s-au apărat precizând că utilizarea datelor preluate de pe internet pentru antrenarea chatboților nu este ilegală și respectă prevederile legislației americane privind drepturile de autor. Meta, compania care deține platformele Facebook și Instagram, urmează să lanseze după mai multe luni de teste interne o serie de chatbots asemănători ChatGPT. Vor fi disponibili utilizatorilor de pe platformele sociale ale companiei. Ne spune mai multe colega mea de la Școala TV, Dicție.ro, Amelia Flintoacă. Bună ziua, Amelia! Bună ziua, Larisa! Chatbotii dezvoltați de Meta vor avea personalități diferite și vor avea rolul de a atrage utilizatorii tineri și de a crește timpul petrecut de oamenii în cadrul platformelor sociale ale companiei, spun sursele citate de presa internațională. Personalitățile chatbotilor se vor concentra în primul rând pe entertainment, încercând să amuze utilizatorii. Vor exista însă și funcții practice, susțin aceleași surse. De exemplu, creatorii de conținut vor primi acces la un chatbot special care ar trebui să-i ajute să interacționeze cu urmăritorii și fanii. Specialiștii spun însă că, în cazul chatbotilor cu personalități precum cei pe care îi va lansa Meta, riscul ca aceștia să înceapă să se comporte nepotrivit și să ofere răspunsuri ofensatoare este mai mare. Imagine virală. Orașul București a fost fotografiat noaptea de pe Stația Spațială Internațională. Mai multe ne spune colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Eric Dinu. Bună ziua, Eric! Bună ziua, Larisa! O fotografie cu capitala României văzută din spațiu s-a viralizat pe rețelele sociale, după ce a fost distribuită de Ambasada Statelor Unite la București. În imaginea inedită, Bucureștiul apare bine conturat pe fundalul nopții datorită străzilor puternic luminate, dar și cerului senin fără nori care să obtureze vederea. Fotografia a fost realizată de pe Stația Spațială Internațională de la altitudinea de 423 de kilometri. Ulterior a fost publicată de Agenția Spațială Americană NASA în galeria sa de imagini din spațiu. Robotul Optimus de la Tesla vine cu noi îmbunătățiri. Elon Musk a declarat că roboții ar putea fi folosiți în fabrici sau ca majordom și însoțitori ai oamenilor. Știe mai multe colega mea de la Școala TV Dicție.ro, Antonia Drăghici. Bună ziua, Antonia! Bună ziua, Larisa! Felul în care roboții au fost dezvoltați în ultimii ani de firmele de tehnologie ar fi putut părea imposibil în urmă cu 20 de ani. Dar iată că tehnologia evoluează cu rapiditate. De pildă, robotul Optimus al celor de la Tesla a primit noi îmbunătățiri față de anul 2021, când a fost lansat pentru prima dată. Chiar Optimus a împărtășit noile sale abilități într-un videoclip publicat pe internet. Acum robotul poate să sorteze obiecte în mod autonom, folosind rețeaua sa neuronală instruită de la un capăt la altul. Elon Musk a declarat că roboții ar putea fi folosiți în fabrici sau ca majordomi și însoțitori ai oamenilor. Ultimul film din seria The Expendables a fost lansat în cinematografe. Pelicula cu Sylvester Stallone și Jason Statham nu a avut însă încasările așteptate după primele zile pe marele ecran. Are detalii colegul meu de la Școala TV Dicție.ro, Luca Sordu. Bună ziua, Luca! Bună ziua, Larisa! The Expendables 4, un thriller de acțiune cu Sylvester Stallone și Jason Statham, în rolurile principale, a debutat pe locul 2 la box office-ul nord-american. Specialiștii spun că încasările sale sunt sub așteptări, chiar dezamăgitoare, fiind de doar 8,3 milioane de dolari, scrie revista Variety. Așteptările erau ca filmul să obțină 15 milioane de dolari în 3400 de cinematografe nord-americane. În acest nou film, Sylvester Stallone și Jason Statham fac din nou echipă. Pelicula continuă povestea lui Barney Ross, interpretat de Stallone, fiind ultima parte a francizei The Expendables. De gramatică. Cum este corect? Se înfiripă sau se înfiripează? Oamenii sunt confuzi și uneori induși în eroare de felul în care se scrie corect acest verb. Ne lămurește imediat colega mea de la Școala TV, Dicție.ro, Alexandra Mincu. Bună ziua, Alexandra!
Bună ziua, Larisa! Gramatica ne ajută atât în scriere cât și în vorbire. Este foarte important să știm regulile de scriere și de pronunție și să nu avem dubii atunci când vine vorba să le punem în aplicare. Așadar, răspunsul în această situație corect este se înfiripă. Greșit este se înfiripează. Atât pentru azi. Și nu uitați, dacă vă doriți o comunicare corectă și îngrijită în limba română, încercați să țineți cont de sfaturile mele. Vă recomand să lecturați și cartea 613 greșeli gramaticale în limba română de Carmen Ivanov. Urmează Bucultura. Dacă vă întrebați ce să mai citiți, vă spunem noi. De fapt, ne spune colega mea de la școala TV Dicție.ro, Daria Firică. Bună ziua, Daria! Bună ziua, Larisa! Astăzi vă recomandăm Marea mea călătorie în timp de Jory Vadula și Pupi Herrera. În dimineața aniversării sale, Alex primește de la mătușa Agata un mesaj extrem de misterios, scris cu cerneală invizibilă pe o bucată de hârtie, în care le roagă să meargă de urgență în laboratorul ei. Venind din partea mătușii, cu siguranță este vorba despre un cadou cât se poate de original. Dar cu toate acestea, Alex nici nu-și imaginează aventura care l-așteaptă. Însă ce stă pe Alex într-o palpitantă călătorie în timp, alături de personaje extraordinare și de prieteni cu adevărat special. Sper că m-a stârnit curiozitatea, așa că vă urez spor la citit. Și nu uitați, cartea se găsește în librării, dar și la biblioteci. Sport la Avocado News. După atât a citit, merităm o pauză. Și nu orice pauză, ci una sportivă. Deci nu plecați din fața micilor ecrane. Urmează știrile sportive aduse de colegul meu de la Școala TV, Dicție.ro, Robert Socol. Pentru că nu uitați, o minte sănătoasă va fi mai sănătoasă într-un corp sănătos. Bună ziua, Robert! Bună ziua, Larisa! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Real Madrid a decis cine îi va lua locul lui Carlo Ancelotti. Trupa de pe Santiago Bernabeu se va despărți vara viitoare de Carlo Ancelotti, care va prelua naționala Braziliei. Presa din Spania a anunțat că șefii lui Real s-au decis deja cu privire la înlocuitorul italianului, dorindu-l pe Xabi Alonso, antrenorul lui Bayern Leverkusen. Xabi, care a jucat între 2009 și 2014 pentru Galactici, este unul dintre cei mai apreciați tineri antrenori din lume. La 41 de ani, el reușind adevărate minuni pe banca lui Leverkusen, pe care a preluat-o în 2022. Antrenorul român Laurențiu Reghecamp este noul tehnician al echipei saudite de fotbal Altai. Reghecamp s-a despărțit recent de Universitatea Craiova, pe care a pregătit-o doar 7 etape. Laurențiu Reghecamp devine al 7-lea antrenor român al echipei din Arabia Saudită, după Ion Dumitru, Alexandru Moldovan, Doru Isac, Liviu Ciobotariu, Claudiu Niculescu și Mirel Rădoi. Reghecamp a mai antrenat două echipe saudite, pe Al Hilal și Al Ahli. Acum e vremea să aflăm și cum va fi vremea. Colega mea de la școala de televiziune Dicție.ro, Alexandra Mincu, ne spune ce și cum trebuie să luăm cu noi pentru a ști cum să ne îmbrăcăm în acest weekend. Bună ziua, Alexandra! Meteo. Bună ziua, Robert! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vremea e ca vremurile. Schimbătoare! Toamna își intră cu adevărat în drepturi. Temperaturile au scăzut considerabil comparativ cu ultima săptămână din luna septembrie. Afară este mai răcoare, iar vântul este mai rece dimineața și seara. Pe alocuri cerul este noros. Maximele nu trec de 27 de grade în București, iar noaptea vor fi aproximativ 18 grade Celsius. La munte este și mai frig. Maxima în Brașov este de 21 de grade, iar noaptea nu se înregistrează mai mult de 11. Distracție plăcută oriunde v-ați afla. Hai, vă salutăm noi, cei de la Avocado News, și vă așteptăm pe recepție și săptămâna viitoare. O săptămână cu zâmbete să aveți. Și nu uitați că nimeni nu e perfect. De aceea vă arătăm și câteva imagini din culisele Avocado News. Nu plecați, așadar, de la televizor. Amuzant. Nu plecați de la televizor. Urmează rubrica de bâlbe. Mostră? Mostră. A, scriam... Mostră. A, eu am zis mostră. Mostră de parfum, mostră de fond de ten. A, alea nu-s mostre? Ba da. Eu ziceam monstre, da.
Da, eu ziceam monstre, nu zic mostre. Da! 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 Ba da! Cu nu! Măcar apar la vulpe. Ce e cel un paleontolog? Ha! Cobra Kai. Gata. Nu știu. Trebuie să mă simt relaxat și să mă concentrez. Ha! Bună ziua, Larisa. Ha! Cobra Kai. Mă simt chiar mai relaxat acum când citesc. Ha! Ba da, dar nu înțeleg de ce mi se întâmplă lucrurile astea. Bună ziua, Larisa. Astăzi vă recomandăm Marea Mea Călătorie în Timp. Pe fel. Și pun accent pe R, că sunt doi de R. A, dar eu nu mai scriu cu pix pilote. Da, nici picul nu-l mai folosesc așa des. Da, eu ziceam monstre, nu zic mostre. Da! 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 Ba da! Cu nu! Ați urmărit Avocado News, jurnal pentru copii. Pe săptămâna viitoare!